M-am uitat în timp ce grupul cânta rapid pe Google să văd istoria cântării O ce simțire îl am pe Iisus. Știți că fiecare cântare are un compozitor. Este compusă în America, a fost compusă acum aproape 100 de ani. Cu atâta entuziasm frații cântau și aveau compozitori care aveau frică de Dumnezeu. Ce mult s-a schimbat biserica și compozitorii de atunci și astăzi. Astăzi avem compozitori care fie la Starbucks, fie așa în viteză, compun și compun pentru bani. Muzicanți care cântă pentru bani, predicatori care predică sau își vând predicile și își vând cărțile și așa mai departe. Este un păcat să comercializezi harul lui Dumnezeu și să faci o sursă de venit din el. Cineva, vă aduc salutări sfinte, să încep așa mai cordial, vă aduc salutări sfinte de la Biserica Muntele Sionului din Baia Mare, biserica prin harul Domnului o păstoresc, împreună cu ceilalți frați, nu singuri, mai sunt încă 5 păstori acolo, mai sunt încă vreo 8 diaconi și vreo 2 prezbiteri, bordul pastoral, biserica întreagă vă transmite multe salutări. Cât sunt din Baia Mare aici? Ridicați o mână în sus. Hai să vedem, băi, mărem pe aici. Hai, sus, sus, nu vă fie rușin. Așa, numai 2. De unde mai sunteți? Din Moldova? Din Moldova cât sunt? 1, 2. De unde mai sunteți din țară? Banat, din Timișoara. Cât sunt? Oi, 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 ăștia atât sunt cântăreți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și vin tinerii și spun, frate, uite, avem nuntă. Na, fain. Vrem să vii la nuntă, să predici. Bun, și le întreb, ok, încep. La cântăresc cât le dați? 700, 1000 de euro. La ăia cu florile, 1200. La ăia care vă fac poză, 1600. Ăia care vă cântă, ăia care vă fac flori, ăia care vă pozează, bun. Și la păstor cât dați? Cât vreți dumneavoastră? O să ajungem și mai rău dacă nu ne oprim. În această seară, prin harul lui Dumnezeu, vreau să am o temă pe care mi-am intitulat-o: cum mergem în prezența lui Dumnezeu. Conștientizați dumneavoastră faptul că în această seară noi suntem în prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu este aici, prezent, și aș vrea să fie chiar centrul atenției noastre. Nu degeaba în Biblie stă scris că Iisus, după înviere, a stat în mijlocul lor. Nu la întâmplare apostolul scrie că Iisus a fost în mijlocul lor, pentru că asta vrea să scoată în relief faptul că Hristos este centrul atenției. Că de fapt aici cântăm, predicăm, ne rugăm, dar toate le facem onorând și gravitând în jurul acestui centru, care este Iisus Hristos Domnul. Așa că nu-s mai mare decât Pavel, ci mult, nici nu mă pot compara cu apostolul Pavel. Zicea el, fraților, ori de câte ori îmi deschid gura, rugați-vă Domnului să mi se dea cuvânt, ușă de cuvânt, da? Și același lucru vă rog și pe dumneavoastră. În primul rând, ca să fiu de bun simț, vă rog să ne iertați că am întârziat. Nu e de vină Vasile, fratele Vasile. Voi știți Ică, dar știți de unde derivă Ică? Că tot am făcut astăzi etimologia cu numelui Ică. Mă, nu știu cum să scriu Ică, cu capa, cu C, cum să... De unde e Ică? Și până la urmă am ajuns la concluzia că îl cheamă Vasile, dacă îl alintăm, îi Vasilică, și dacă îl chiar alintăm și ne-e greu să spunem Vasilică, spunem doar ultimile trei, Ică. De aici Ică, nu? Dar să știți, am descoperit că de fapt Vasile îl cheamă. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe fratele Vasile, care din cauza mea și a băiatului meu a întârziat, m-a avut o problemă de rezolvat. Printre altele încercăm să rezolvăm și lucrurile acestea pământești. Și vă rog să ne iertați că am întârziat. Dumneavoastră ați ajuns mai repede ca noi.
Apreciez că ați venit în casa lui Dumnezeu și când m-am uitat așa peste biserică, i-am zis fratelui Vasile, zic, s-ar putea în seara asta să fie mai puțin decât aseară. Dar văd că mi se pare că sunt mai mulți sau puțin, așa? Și m-am gândit la... ați auzit de Biserica Speranța păstorită de Wayne Cordero din Hawaii? Nu e important. Wayne Cordero este un păstor care păstorește o biserică în Hawaii, undeva la vreo 5.000 de membri. Păstorul acesta a vizitat odată China comunistă. Și în China comunistă este foarte greu să te duci, nu? Cum vii în Germania. Aici este libertate, poți să te aduni aici în biserică, deocamdată statul german îți conferă libertate să te închini înaintea lui Dumnezeu fără restricții. În China nu este așa. În China comunistă este foarte mare restricția. În primul rând, creștinii nu sunt tolerați deloc. Există așa numite biserici subterane, adică biserici subterane, frații se adună undeva la subsolul caselor, pun perine, ca și pe vremea când eram noi copii mici sau când alții nu erau, se puneau perne în geamuri ca să nu se audă nici zgomot, să nu se vadă nici lumină, și frații în atmosfera aceea închisă se rugau și lăudau pe Dumnezeu și aveau bucurii deosebite. Ceva în genul acesta se întâmplă în China comunistă. Dacă în China te prinde cu o pagină din Biblie, 3 ani ești aruncat la pușcărie fără judecată. Te-au prins, te-au arestat, te-au băgat la pușcărie. Și 3 ani stai în pușcărie pentru o pagină din Biblie. Wayne Cordero s-a dus acolo, a riscat și s-a dus având o întâlnire cu 22 de creștini în apartamentul, sau mai bine zis, în camera de la hotel unde venise el. 22 de creștini din Quan. Quan este o localitate undeva din China, care de la o distanță de unde era el păstorul, undeva la 100 și ceva de kilometri, au venit acei creștini cu un tren, fără aer condiționat, fără scaune tapizate, nici măcar nu semăna cu un tren cu care călătoream noi pe vremea comuniștilor, ci mult mai rudimentar. Au ajuns cei 22 și n-au avut scaune în acea cameră de hotel, ci s-au pus pe unde au apucat, pe flor, pe dușumea jos. Și a urmat un studiu biblic pe care l-a ținut păstorul timp de vreo 2 ceasuri. 2 ceasuri ăia n-au mișcat. A avut cu el doar 17 Biblii, clandestin, a reușit să le introducă în China. Le-a dat, erau 22, 22 minus 17, cât sunt? 5, nu? Care nu aveau Biblii. Însă ce a observat Wayne Cordero următorul lucru. Că atunci când a început să citească din 1 Petru, să-și înceapă studiul biblic cu ei, majoritatea n-au deschis Bibliile, ci recitau înainte să citească el versetele care urmau să fie citite. Și Cordero a rămas șocat. Într-o țară unde nu ți este permis să ai Biblie, unde dacă o foaie din Scriptură, o pagină din Scriptură, o găsește în casa ta, te aruncă în pușcărie. A fost șocat. De unde știu ei așa de bine Scriptura? Zicea el, chiar am avut emoții în timpul studiului biblic, gândindu-mă că dacă vreun citat îl dau greșit sau deformat, ăștia o să mă corecteze și mă fac de râs, eu ca păstor, că ei cunosc mai bine Biblia într-o țară comunistă decât eu într-o țară liberă. După ce a terminat de ținut studiu, a intrat în contact cu acei bărbați și femei și a întrebat-o pe una dintre surori, de unde știi așa de bine Biblia? Păi spunea ea, când ajungem în pușcărie, noi scriem Biblia pe bilețele, versete din Biblie, și ni le dăm în mod clandestin unii la alții. Și așa în 3 ani am reușit să învăț Biblia. De câte ori ai fost în pușcărie până acum? De 3 ori. Deci 9 ani. Și în 9 ani a reușit să învețe Biblia foarte bine. Și dacă te prinde cineva acum că ai venit la studiu, păi dacă mă prinde cineva că am venit la studiu, mă mai duc iară 3 ani la pușcărie. Vă dați seama cât risc. La finalul studiului, unul dintre frați s-a dus la el și a zis, frate, poți să ne spui cum e în America? Și păstorul le-a spus cum e într-o biserică din America.
Apoi, respectivul frate a zis, nu vrei să te rogi, să faci o rugăciune pentru noi, ca să ajungem și noi ca voi, să avem libertate, să ne putem închina. Și păstorul a zis, nu, eu nu mă rog ca voi să ajungeți ca noi, ci mă rog ca noi să ajungem ca voi. Pentru că la noi n-ar veni americanii de la 2 ore distanță cu un tren rudimentar să stea fără scaune, fără nimic, pe flor și să dezbatem 2 ore Biblia. La noi, dacă predici mai mult de 30 de minute, oamenii se plictisesc și se duc acasă. Creștinii n-ar sta în biserică fără aer condiționat, Doamne ferește! La noi e un lux, dar creștinii cel mai tragic e că nici nu cunosc Scripturile. La noi tot ce predicăm noi cu atâta rămân. Habar n-au, nu sunt interesați de Scripturi. Nu mă rog să ajungeți ca noi, ci mă rog ca noi să ajungem ca voi. Și în această seară, apreciez că am auzit că zicea fratele că de la nu știu câți kilometri veniți și veniți de 2-3 ori pe săptămână, noi de la câți kilometri venim? 80 de kilometri. 80 de kilometri. Numai să mergi să vii 160 de kilometri. 160 ori 3, faceți calculul, dacă vii de 3 ori pe săptămână. Dumnezeu vă va răsplăti pentru asta. Însă în seara asta vreau să vedem cum să venim în prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu oricum putem veni. Pentru asta am să mă folosesc de un text din Scriptură, când ucenicii au ajuns și ei odată în prezența Domnului. Să vedeți ce schimbări s-au întâmplat, ce profundă e Scriptura, ce minunată e Scriptura, dacă o vrei să o pătrunzi cu adevărat. Din respect pentru Scripturi, vă invit să vă ridicați. Ioan capitolul 21. Pentru că am trăit acest eveniment de curând, și anume învierea Domnului, aș vrea să citesc din Ioan capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 14, pagina în Biblie 1054, pentru cei care doriți să urmăriți. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis geamănul, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țăr, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați breaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu era departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-a coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plin cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cutezau să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâine și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta este a treia oară când se arată Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată un moment în care, după înviere a treia oară, ucenicii se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Fiecare întâlnire cu Domnul te va schimba. Nu există cineva să se întâlnească cu Iisus Hristos și să nu fie schimbat în bine. Nu există. Cine s-a întâlnit odată cu Domnul, acel moment de întâlnire îl va marca pentru restul vieții. Însă nu oricum putem să venim în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu există niște cerințe pe care le are Dumnezeu și în această seară, bazat pe Sfintele Scripturi, doar pe Sfintele Scripturi, fără alte argumente teologice sau fără alte argumente istorice,
Vom vedea ce important este cum vii și cum vin și cum venim în prezența lui Dumnezeu. Nu oricum putem să venim în prezența lui Dumnezeu. Există niște cerințe pe care le are El și dacă le îndeplinim aceste cerințe pe care le are Dumnezeu, vom vedea minunea care au văzut-o și ucenicii. Noi nu vedem minuni pentru că nu venim uneori conform în prezența lui Dumnezeu cerințelor lui Dumnezeu și atunci nu se întâmplă nici minunea. Ca să se întâmple ceea ce am vrea să vedem, minunile lui Dumnezeu, aș vrea să venim așa cum ne cere Dumnezeu. Vreau să vă întreb, sunteți obosiți? Eu mă uit așa la dumneavoastră și dacă eu pe unul văd dormind, să știți că mă opresc din predică, grupul, sunteți pregătiți, fiți pregătiți cu o cântare, că nu se știe când vă pun. Eventual să ne trezim, frați și surori, să nu ne prindă somnul, da? Sau poporașul meu, trezește-te. Mă rog Domnului să ne trezească Duhul Domnului pe toți. În 2 Cronici, capitolul 26, de la versetul 16 la versetul 23, vă dau câteva exemple biblice. Împăratul, unul din împărații lui Iuda, anume Ozia, a vrut să facă odată ceva ce nu era îngăduit să facă. A venit și el la templu în prezența lui Dumnezeu. El era împărat. Nu avea voie să aducă jertfe și să aprindă jertfa pe altar. Nu era voie să ardă tămâie în cinstea Domnului, decât preoții trebuiau să ardă tămâie. Însă preotul, împăratul Ozia, a sfidat cerința lui Dumnezeu și a sfidat cerința marelui preot, și anume Azaria. Marele preot Azaria, când l-am văzut pe împărat, că intră în templu, își permite să se apropie de altarul Domnului, să ia tămâie și să ardă pe altarul Domnului tămâie în cinstea Domnului, s-a aprins de mânie Azaria și a zis: Împărate Ozia, nu ți este îngăduit împreună cu 80 de preoți. Acest preot lider s-a apropiat de împărat și a zis: cu toate că tu ești împăratul, am respect pentru tine, dar mai mare respect am pentru Dumnezeu. Nu ți este îngăduit să arzi tămâie înaintea Domnului pe altar. Și Ozia, scrie Biblia, s-a enervat pe preot, pe mai marele preot, ar fi vrut să-l omoare și cum s-a uitat la el supărat, nervos, la preotul Azaria, scrie Biblia că Dumnezeu l-a și lovit, l-a pedepsit pe împăratul Ozia cu lepră. I-a apărut lepra pe față. Automat, preotul Azaria s-a grăbit și chiar el însuși, scrie Biblia, că s-a grăbit să iasă dinaintea Domnului, pentru că încălcase cerințele lui Dumnezeu. În biserica lui Dumnezeu, frați și surori, există o disciplină, o disciplină stabilită de Dumnezeu. Nu la întâmplare apostolul Pavel spune și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori și învățători și așa mai departe. Toate acestea sunt niște structuri pe care nu eu, nu cultul penticostal, pe care nicio altă, știu eu, organizație religioasă, legislativă le-a stabilit, ci însuși Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu funcționează în virtutea, știu eu, unor strategii bine stabilite de Dumnezeu. Și de asemenea, în virtutea unor autorități pe care Dumnezeu le-a stabilit. Nu eu și nu cultul, ci Biblia, Dumnezeu. De asemenea, se cita aici, fratele cita din Eclesiastul 5:1, dacă nu mă înșel, sau fratele, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul, dar de ce? Pentru că nu oricum poți să vii în casa lui Dumnezeu. Matei capitolul 5, versetul 23, versetul 24, dacă îți aduci darul la altar și acolo la altar, adică în biserică, îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar. Du-te mai întâi de împacă-te cu fratele tău și apoi vino de aduți darul, ca nu cumva să aduci jertfa nebunului. Nu oricum poți veni în casa lui Dumnezeu. Te-ai certat cu soția acasă sau pe drum și ai făcut-o de doi bani și apoi vii aici și cu o mască din aia de sfânt vrei să-L auzi pe Dumnezeu. Mai întâi du-te, împacă-te cu soția ta, spune: dragă, iartă-mă că te-am jignit, pentru că tu ai venit nu în fața unor oameni ca să creezi impresie. Tu și eu și noi venim în fața lui Dumnezeu. Te-ai certat cu soțul, te-ai certat cu copilul și apoi vii să slujești. Este paradoxal, este urât, pentru că Dumnezeu nu primește jertfa.
2 Timotei 3:15, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să ai grijă cum te comporți în casa lui Dumnezeu. Dacă tu ești slujitorul, păstorul bisericii, nu înseamnă că tu tai și spânzuri, nu înseamnă că tu faci tot ce vrei, pentru că biserica nu e a ta, e a lui Hristos. Ai grijă cum te comporți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Nu oricum putem veni în prezența lui Dumnezeu. Nu putem face orice în prezența lui Dumnezeu. Văd tineri venind în casa lui Dumnezeu mai nou și văd chiar și bătrâni, nu numai tineri, că numai tinerii sunt problema, și bătrânii sunt problema. Vin în casa lui Dumnezeu mestecând gumă. În tot timpul slujbei, într-una și într-una mestecă gumă. Îi mai văd pe alți predicatori predicând, de exemplu, cu mâinile în buzunar, de parcă ei dau lecții lui Dumnezeu și Dumnezeu își ia notițe. Ce urât! Nu putem să ne comportăm oricum în fața lui Dumnezeu. Și acum să revenim puțin la contextul de pe Marea Tiberiadei. Marea Tiberiadei sau Marea Galilei, pentru că este vorba de același loc, este unul dintre locurile cele mai de jos, de unde se iau, de exemplu, cotele mărilor. De acolo se măsoară, se spune că este locul cel mai de jos, este marea cea mai de jos. Marea Tiberiadei, de fapt, este un lac. Uneori pe Marea Tiberiadei apar niște curenți așa inopinanți, dintr-o dată, care strânesc niște valuri, care fac o furtună, deci zici că ești undeva într-un ocean. Dacă nu poți să echilibrezi sau nu ai o barcă performantă, poți să te duci la fund. Și acum, revenind cu 2000 de ani în urmă, după ce Petru a auzit că Iisus a înviat, dar încă nu se întâlnise cu Iisus. De două ori Iisus s-a întâlnit cu ucenicii, dar Petru nu era. Vedeți, noi știm numai de Toma, că Toma lipsea. Dar în mod intenționat, Iisus nu s-a întâlnit cu Petru, a evitat o întâlnire cu Petru. Abia acum este pe Marea Tiberiadei, în locul cel mai de jos. Pentru că Petru cu adevărat ajunsese cel mai jos să cadă. El care îi promisese cu atâta vehemență, cu atâta persoasiune, cu atâta convingere, Doamne, știi ceva, dacă toți te-ar părăsi, eu niciodată nu o să te părăsesc. A eșuat Petru, pentru că Domnul Iisus Hristos, exact cum i-a spus, exact așa s-a întâmplat. Înainte să cânte cocoșul de două ori, tu te vei lepăda de mine de trei ori. Și spuneți-mi, de câte ori a cântat cocoșul ăla? Exact cum a zis Domnul Iisus, citiți în Evanghelia după Marcu, de două ori a cântat cocoșul. Mă, dar de ce nu a cântat cocoșul ăla de trei ori? Era cumva dresat cocoșul ăla? Cum o știu cocoșul ăla să cânte de două ori exact? Și de câte ori s-o lepăda Petru? De trei ori. Exact cum i-a spus Iisus. Asta înseamnă că Dumnezeu cunoaște absolut toate lucrurile dinainte. Cum se vor întâmpla. Este vorba de acea preștiință a lui Dumnezeu. Și nu este vorba, așa cum susțin astăzi, de predestinare anumiți teologi. Că Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru rai și pe alții pentru iad. Nu. Dumnezeu are o preștiință a sa, Dumnezeu știe mai dinainte cum se vor întâmpla lucrurile și poate să spună cu exactitate ce se va întâmpla în viața ta. Nu înseamnă că Dumnezeu a predestinat asta, pentru că atunci n-ar mai funcționa liberul arbitru, libera alegere, ci aceea îți aparține și mi-aparține mie. Și Petru împreună cu șapte ucenici, erau foarte descurajați. Nu știu dacă toți șapte nu l-au văzut, sau între cei șapte, unii nu credeau pe alții, dar Petru nu l-a văzut și a zis, mă duc să prind pește. Expresia grecească folosită în textul acesta este supago. Supago înseamnă mă duc să mă pensionez. Adică, dacă nu m-am mai întâlnit cu Iisus, Iisus, nu știu dacă a înviat sau n-a înviat, nu știu ce să cred, femeile mi-au spus că l-au văzut, eu nu știu, nu-s convins, oricum nu m-am întâlnit cu Iisus, mă duc să prind pește, mă duc să mă pensionez, îmi reiau vechea activitate. Mă retrag, vreau să fiu ce am fost odată. Știi că Iisus într-o zi s-a întâlnit cu Petru și i-a spus, vino după mine. Împreună cu Petru era Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei. Și ca hipnotizați, ăștia au lăsat mreje, le-au lăsat bărci, le-au lăsat tot și au început să meargă după Iisus. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru, voi face din tine pescar de oameni. 3 ani și jumătate Petru a umblat cu Iisus. I-a dat lui Iisus tot, i-a dat lui Iisus mrejile, i-a dat lui Iisus barca. De multe ori Iisus a predicat din barca lui Petru. Spunea, depărtează barca de la țărm undeva mai în adânc și Petru făcea întocmai. Iar Iisus din barcă predica mulțimilor care stăteau acolo pe marginea acelui lac. Și ei ascultau Evanghelia. Și acum Petru, dezamăgit,
Trecuse 3 ani și jumătate, speranța lui era că Iisus va fi împăratul lui Israel și că va duce culmile, Israelul pe cele mai înalte culmi care fusese cândva, chiar a lui Solomon. Dar acum speranța este spulberată și Petru cade în deznădejde. Ca și creștini, cădem în deznădejde și noi. Poate am umblat 10 ani, 20 de ani, am fost plin de pasiune pentru Iisus, pentru lucrarea Lui, dar a venit un moment de cădere spirituală, un moment de răceală. Și am zis, mai bine mă apuc mai mult de business și mai puțin pe la biserică. Vin mai rar pe la biserică și încet, încet, fără să-ți dai seama, te depărtezi de Dumnezeu. Pe nu la întâmplare spune apostolul și scrie în cartea Evrei să nu părăsim adunarea noastră cum au unii. Pentru că în momentul când îți formezi un obicei de a nu veni la biserică, încet, încet, nu numai că te depărtezi de biserică, dar fără să-ți dai seama, te depărtezi de Dumnezeu. Venitul la biserică îți devine mai greu, se formează așa un automatism de a nu veni la biserică și când vii la biserică, cât mai vii, așa mai rar, ți se par lungi programele și plicticoase. Ei, Petru a ajuns într-o astfel de stare și acum Iisus vrea să se întâlnească cu ei și va schimba starea nu numai a lui Petru, ci și a celor 7. Iată 4 lucruri o să prezint în seara asta cum să venim în prezența lui Dumnezeu. Să învățăm din acest moment istoric, pentru că dacă vom citi absolut tot, până la versetul 25 din capitolul 21, Iisus are un moment de discuție personală cu Petru, unde îi spune, Petre, mă iubești? Știi, Doamne, că te iubesc. Paște, 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 știți foarte bine oile mele, oițele mele, mielușei și așa mai departe. Era vorba de un dialog dintre Petru și Iisus. Pentru fiecare cădere a lui Petru trebuia să fie un răspuns. Știi că te iubesc, Doamne. Dar în final, haideți să vedem 4 lucruri care trebuie să le avem cel puțin când venim în prezența lui Dumnezeu. Primul lucru care îl subliniez aici. În prezența lui Dumnezeu când venim, trebuie să venim sinceri. Amin? De unde deduc eu treaba asta? Acum toată noaptea s-au trudit să prindă pește. Și pescarii amatori, ce ăștia erau profesioniști, care știau foarte bine cum să prindă pește, după o noapte de trudă, n-au nimic. Și trebuie să-și recunoască falimentul când străinul de pe țărm i-a întrebat, copilașilor, ați prins ceva? Nu știau că este Iisus. Nu știau că vor merge în prezența lui Dumnezeu. Ei credeau că este cineva de pe țărm. Dar fiindcă aveau o sinceritate a eșecului lor, au răspuns sincer, nu. Putem noi uneori, știți cum suntem noi, încercăm foarte bine uneori să ne mascăm eșecurile noastre. Și încercăm să ne punem măști atunci când eșuăm. Cum ești, frate? Mulțumesc Domnului, sunt bine. Dar numai tu știi că nu ești bine. Numai tu știi câte eșecuri și câte frământări ai, pentru că n-ai puterea să fii sincer. Ai fost sincer uneori și ai pierdut. În loc să te ajute, fiind sincer, parcă te-au îngropat mai tare, frații. Și din momentul acela ți-ai jurat în tine, n-am să mai fiu sincer niciodată. Însă ucenicii de data aceasta simt că în acea prezență chiar pot să fie sinceri. Aveți ceva de mâncare? Nu. Putea Petru să aibă un cu totul alt răspuns, ce te interesează? Putea Petru să spună-i treaba noastră, însă are o sinceritate inexplicabilă. Nu, nu avem. Ne recunoaștem eșecul, ba mai mult, în sinceritatea lor spun, toată noaptea ne-am trudit, ne-am chinuit, am încercat, dar nu reușim, nu avem nimic. Știi ce mult contează în prezența lui Dumnezeu să fii sincer? În 1 Împărați, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 18, Biblia ne vorbește despre nevasta lui Ieroboam. Știți cine a fost Ieroboam? Cine știe de aici cine a fost Ieroboam? A cui fiu a fost Ieroboam? Fraților din China, unde sunteți? Na, știți ce vă rog?
Tinerii știu, nu vreau să vă fac de râs, că nu ăsta e scopul meu. Dar vă rog, mergeți acasă și apucați-vă de Biblie. Că nu poți să fii mai spiritual decât ești mai scriptural. Că nu poți să spui, eu sunt creștin și să nu știi cine a fost Ieroboam. Dar Roboam cine a fost? Corect. Domnul să te binecuvânte, soră. Dar haideți să vorbim puțin despre Ieroboam. Lasă că citiți acasă, nu lecturați acum, mai ales și cu voce tare. Veți citi acasă în Biblie. Acum închideți Bibliile și veți citi acasă. 1 Împărați, capitolul 14, de la 1 la 18, veți citi și veți vedea cine a fost Roboam, cine a fost Ieroboam și apoi împărații lui Iuda și a lui Israel care au fost. Despre împăratul Ieroboam spune Biblia că a fost un împărat rău. Omul ăsta a venit din Egipt, s-a răzvrătit, el a fost alungat, a fost un rob al lui Solomon. Vă spun eu acum câteva lucruri despre el. Și fiindcă Solomon a vrut să-l omoare știind că are tendința asta de a fi mare, de a fi cineva și de a lua locul, l-a alungat și a fugit ăsta în Egipt. Când a auzit că Solomon a murit, a venit din Egipt înapoi, Dumnezeu l-a ajutat și a reușit să cucerească 11 seminții din Israel să le fie împărat. Pentru o neatenție a fiului lui Solomon, a lui Roboam, care atât de neînțelept a fost când au venit bătrânii lui Israel după ce a murit Solomon la el și au zis în felul următor: împărate, ce spunem noi națiunii? Ce trebuie să spun? Să spui tu națiunii să câștigi cele 12 triburi, cele 12 seminții să le fii peste toate împărat și peste Iuda și peste Ierusalim. Ce să le spui? Și bătrânii au zis, luând sfatul, ascultă, spune-le în umilință că tu o să fii mai bun decât a fost Solomon, că nu o să fii așa aspru ca tata, că o să fii mai dulce, o să fii mai înțelegător. Apoi o lăsa sfatul bătrânilor și o lua pe cei tineri. Bă, băieți, voi ce ziceți? Ce să le spun? Bă, tu spune-le, mă, că degetul tău de la mână e mai gros decât degetul tatălui tău de la picior. Și coapsă și cu ta... Deci cu alte cuvinte, mă, să spui că tu ești aspru. Să spui că tu nu tolerezi, că tu așa, că tu așa. Și prin a luat sfatul tinerilor, a lăsat sfatul bătrânilor și prin mesajul ăsta politic transmis, fără înțelepciune, a reușit 11 seminții să se depărteze de el. Doar o mică seminție a mai rămas cu el. Una singură. La corturile tale, Israele, ce avem noi cu casa lui David? Și Roboam a pierdut și a divizat împărăția. Iar Ieroboam, acest fugar, și acest rob al lui Solomon ajunge să fie împărat. Și acum, după ce ajunge împărat, încearcă și el câteva tentative să facă o reformă religioasă. Face o reformă religioasă, însă nu o face pură. Mai lasă pe înălțim să se aducă arderi în cinstea zeilor. Mai lasă poporul lui Israel să fie când cu Dumnezeu, când cu lumea. Și cea mai mare tragedie pentru un creștin este când trăiește în combinație. Când nu-i nici cu Dumnezeu, nu-i nici cu lumea, dar el trăiește și cu Dumnezeu și cu lumea. Când e creștin, în biserică e creștin. Când e în lume, e ca ceilalți. Face exact ce fac ceilalți. Nicio diferență. Și scrie Biblia că Ieroboam s-a depărtat mult de Dumnezeu. Acum Dumnezeu a trimis peste el niște pedepse și vroia să vadă, fiind bătrân, ce-i vorbește Dumnezeu. Și a vorbit cu soția lui, pentru că copilul lui s-a îmbolnăvit grav. Avea un singur copil, Ieroboam. Și copilul s-a îmbolnăvit grav. Dumnezeu, știi, când vrea să te trezească, te atinge unde te doare mai tare. Nu te va lovi pe tine, că știe că tu poate o să suferi. Tu o să... Dar te lovește unde te doare mai tare. Și unde ne doare mai tare? În copii, nu? Când un copil suferă, pe tine ca mamă, ca tată, te doare mai tare, nu? Că zici, mai bine m-ar durea pe mine și să nu-l doară pe el. Și a zis soției lui, auzi, du-te la profetul Ahia, pentru că profetul Ahia mi-a profețit pe vremea când eram eu tânăr. Tu vei fi împărat peste 11 seminții. Și s-a împlinit exact așa cuvântul Domnului, cum mi-a profețit acest profet. Acum el este bătrân, înaintat în vârstă. Are nevoie de dioptrii, pentru că nu erau ochelari atunci. El nu o să te cunoască.
Dar tu schimbă-ți hainele, deghizează-te, îmbracă-te într-o femeie simplă și du-te, vezi ce-ți va spune Dumnezeu prin el. Însă Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Chiar dacă ochii profetului nu mai puteau să vadă, Dumnezeu i-a spus profetului, vezi că vine nevasta lui Ieroboam și când va ajunge pe treptele casei, am să-ți deschid bine urechile, profetule, și să-i spui în felul următor, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? În fața lui Dumnezeu n-ai nicio putere, n-ai cum să te ascunzi, dragul meu. Unde să mă duc departe de fața ta? Unde voi fugi departe de Duhul tău, spune psalmistul? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi coborî în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va apuca și dreapta ta mă va acoperi. Dacă voi zice cel puțin întunericul se va face noapte și lumina din prejurul meu va dispare, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Unde să te ascunzi de Dumnezeu? Prin profetul Isaia Dumnezeu întreabă, poate sta cineva într-un loc ascuns fără ca să-l văd eu, zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul? În fața lui Dumnezeu trebuie să venim sinceri. Să nu ne dăm drept alții. Poți să fii păstor, poți să fii prezbiter, poți să fii diacon, poți să fii în comitet. Dacă te dai drept altul, într-o zi vei plăti. În Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 18, la 9, la 14, Biblia vorbește despre doi oameni, Iisus a spus pilda, care s-au dus la templu să se roage. Unul era vameș și celălalt fariseu. Uitați-vă la fariseu, cu câtă aroganță în rugăciune, uitându-se la vameșul acesta care era vai și amar de el. Biblia descrie chiar și poziția lui fizică. Vă spuneam de comunicarea aia non-verbală, prin gesturi, da? Comunicarea gestuală. Zice Biblia că nici n-avea curajul să-și ridice privirea în sus, ci stătea și se bătea cu pumnul în piept și zicea, ai milă de mine, păcătosul, zicea vameșul. În timp ce fariseul, cu o privire semeță și cu fruntea ridicată în sus, Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca vameșul acesta, că nu-s ca ceilalți oameni, că eu dau zeciuială, că eu fac așa, eu fac așa. Iisus a spus, vă spun că mai degrabă păcătosul acela, sincer, a plecat acasă neprihănit, iar fariseul acela, sfântul, a plecat cu rugăciuni neascultate. Dumnezeu să ne ajute să fim sinceri, frați și surori. Când ai o stare înaintea lui Dumnezeu și te rogi, și nici nu-ți vine să te rogi, spune-i lui Dumnezeu exact starea care o ai. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne, uite, toată ziua îmi vine să mă cert acasă, toată ziua îmi vine să mă bat, toată ziua îmi vine să mint, toată ziua îmi vine să fur, toată ziua îmi vine să delapidez. Am venit aici în Germania că vreau să mă fac mai bogat și am încercat toate modalitățile. Doamne, te rog, iartă-mă. Fii sincer înaintea lui Dumnezeu. Nu încerca să te dai drept altul. Știți de unde vine cuvântul sincer? El provine din latină, derivă de fapt din două cuvinte. Asta e etimologia cuvântului sincer. Derivă din două cuvinte, și anume sine cera. Știți ce înseamnă sine cera? Vreau să vă explic foarte pe scurt. Pe vremea când noi suntem daci, da? Și există acei așa numiți getodaci, da? Ați auzit de getodaci? Știți, getodaci sunt în Maramureșul istoric, pe acolo sunt. Pe ăștia nu i-au putut cuceri nici romanii. Confecționau vase din lut. Și vasele din lut sunt extraordinar de bune. Știți că în vasele de lut se fac cele mai bune sarmale. Cum avem noi românii sarmale, n-are nimeni, nicio nație. Nu, am dreptate. Le-ați dat la nemți să mânce sarmale? Pă dați-le dacă vreți. Da, Nicu se pricepe, da? Așa. Nu, fii atent. Fii atent aici. În America, și în America românii se pricep la sarmale. Și când le facem sarmale, cabbage roll, se numesc în engleză, le dăm la americani, zice, mâncarea asta e extraordinară, mă. Cabbage roll, sarmalele astea, sunt extraordinare, nici nu au mai mâncat americani, mă, mâncă câte 10, câte 20 de sarmale, de 30 de sarmale, na, dați-le să mănânce, să se sature de sarmale. Sunt bune sarmale, dar mai ales, să nu vă deschid amu apetitul, să salivați ca și câinele lui Pavlov. Vă gândiți numai la sarmale, doamne iartă-mă, nu, acum... Încercați să vă gândiți la altceva. În vasele astea de lut, puneau sarmalele străinii și mâncarea și o pregăteau. Și erau foarte bune. Când au văzut strămoșii noștri că au atâtea cereri mai mari decât oferta, au început
să repare chiar și vasele care erau crăpate. Nu le mai reparau acum cu lut ca să le repare, ci au pus niște ceară care semăna cu pământul și au vândut acele oale. Când s-au dus străinii acasă să-și facă mâncare și au pus oalele pe foc, știți ce s-a întâmplat cu ceara, nu? S-a topit și a început să curgă zeama aia din mâncare sau să curgă vasele. Au venit ei, dar nu cu același entuziasm să mai cumpere vase. Noi totdeauna românii, noi ne-am descurcat, mă. Totdeauna am știut să... Și au venit să cumpere și au zis, noi vrem să cumpărăm vase de la voi, dar sine cera, adică fără ceară. De aici derivă cuvântul sincer, adică fii fără ceară. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Contează mult sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Deci când vii înaintea lui Dumnezeu, fii sincer. Îmi place mult de sinceritatea lui Toma. Toți spun despre Toma, necredinciosul Toma, prăpăditul Toma și în toate felurile fac pe bietul Toma, că bine că nu mă cheamă Toma. Am un frate la biserică în America, îl cheamă Toma și totdeauna în duminica Tomii lipsea. Ăsta niciodată nu venea. Și la un moment dat mi-am luat inima în piept să-l întreb, mă, frate, dar spune-mi, te rog, de ce nu vrei să vii în duminica Tomii la biserică? Zice, frate, cum mă judecă frații în duminica Tomii? Zice, nu mă judecă nimeni, mai bine stau acasă, zice, nu vin la biserică în duminica Tomii. Și de atunci mi-am schimbat predicile și nu m-am lăudat pe Toma. Și am spus, după vreo două sărbători de Toma, așa în doi ani am zis, pot să vii, că acum Toma e lăudat la noi în biserică. Toma zice, domnule, frate, zice, fraților, vreți să vă spun sincer? Nu cred. Păi cum nu crezi, mă, dar noi l-am văzut. Mă, nu cred. Puteți voi să-mi spuneți ce vreți? Nu cred. S-a prezentat Iisus în mijlocul lor. Și dacă l-ar fi întrebat Iisus pe Toma, Toma, crezi că eu sunt? Toma ar fi zis, nu cred. Dar Iisus nu l-a întrebat. Și a mers direct la țintă și a zis, Toma, dă mâna ta în coace. Pune mâna ta în mâna mea. Știți unde a fost răpuns Iisus? Nu în palme, cum se spune și în povești. Iisus scrie Biblia, citiți bine în Biblie, a fost răpuns în mâini, da? Aici, la încheietură. Pentru că această moarte pe cruce era împrumutată de romani de la cartaginez. Și aici, la încheietură, erau durerile cele mai groasnice, să-ți intre pilonul acela, cuiul acela prin mâini și prin picioare. Adă mâna ta și pune-o, nu zice în palma mea, citiți bine acolo, Ion, spune, pune-o în mâna mea și vei vedea. Și nu fi necredincios, ci credincios, pune apoi mâna ta în coasta mea și vezi cicatricea. Și după ce Toma s-a convins cu aceeași sinceritate cu care a zis nu, a făcut acea afirmație, Domnul meu și Dumnezeul meu. Știi ce mult contează să fii sincer înaintea lui Dumnezeu? Nu mai încerca să te prefaci, nu mai încerca să strigi la rugăciune de să crape tavanul când tu știi că cu aceeași intensitate vocală strigi și acasă sau strigi și la colegul de muncă, zicându-i în alt fel decât zici la rugăciune. Că Dumnezeu taxează fariseismul. Detestă această ipocrizie. Dumnezeu să ne ajute să fim sinceri. E greu să fii sincer într-o lume nesinceră. Vrei să-ți vinzi mașina și numai tu știi câte probleme are mașina ta. Dar tu o lauzi de vorba alea care stătea nu, și nu știa să-și laude marfa. Și a venit un altul și a zis, mă, tu de ce stai aici și nu-ți vinzi marfa? Păi, nu. Eu nu știu să fac reclamă. Ia stai tu deoparte. Și a început ăsta să-i facă reclamă la marfa colegului. Marfa asta e bună, marfa asta e așa, marfa asta. Când a auzit ăsta s-a apropiat de el și a zis, mă, așa e marfa asta, mi-a de bună, da. Bă, zice, să știi că nu o mai vând. Înțelegi? Unii se pricep foarte bine la... Frați și surori, sinceritatea contează foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Deci nu uitați. Și de nu mai țineți minte tot ce v-am spus până acum, țineți minte atât. Înaintea lui Dumnezeu vino sincer. Vino așa cum ești. Pentru că nu vei mai pleca cum ai venit, dacă vii sincer. Dar de nu vei vii sincer, vei pleca mai rău de cum ai venit. Pentru că Dumnezeu iubește sinceritatea. 2. În prezența lui Dumnezeu să faci ceea ce îți spune Dumnezeu să faci. Nu ce vrei tu să faci, ce vrea Dumnezeu. Auziți, vin ucenicii cu corabia, n-ajung încă la țărm, ci dintr-o distanță, știu eu, 10-15 metri de la țărm, Iisus îi spune lui Petru și ucenicilor, aruncați mreaja în partea dreaptă. Păi Petru putea să spună, băi străinule, cine ești tu? Îți bați joc de mine, adică tu îmi spui mie, eu toată noaptea m-am trudit, m-am dus în larg, acolo unde îi pește mult. Am aruncat de 100 de ori mreaja asta în apă, toată noaptea. Și tu îmi spui mie acum la 15 metri de țărm, aruncă mreaja aici? Însă ceva îl face pe Petru să tacă din gură
și să-și arunce mreaja acolo în partea dreaptă. Nu oricum, nu în stânga, în dreapta. Și arunca mreaja în partea dreaptă. Și când a scos-o de acolo, a scos-o plină cu 100, câți? Zi, frate, cu cât? 153 sau 54? 153 de pești, da? Pești și nu orice pești. Știi care e bucuria unui pescar? Să prinde pești mari. Dacă prinzi, eu m-am întâlnit cu pescari, m-am prins, zice, da, așa, niște pișpirei. Ce să faci cu pișpirei ăștia? Zice, arunci înapoi în apă. Toată lumea vrea pești mari. 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu se rupeau mrejile. Când faci ce spune Dumnezeu, vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu. Știți care este prima minune pe care o face Iisus în începutul activității sale mesianice? Care este prima minune? Cum? Nunta din Cana, da? Transformarea apei în vin. Un text care îl tăzbețivil știu. Da? Pentru că tăzbețivil și e păcat să bei. Dar cum să fie păcat? Uite că și Iisus a transformat apa în vin. Cum să fie păcat? Bine, ăsta e un alt subiect. Vă arăt că e păcat. Cu Biblia vă arăt. E păcat. Nu credeți, așa? Să vă demonstrez cu altă ocază. Auziți numai ce spune... La un moment dat, Nunu sau Nașu se duce la Maria, la mama lui Iisus, și îi spune, Marie, avem o mare problemă. Ce problemă? Nu mai avem vin. Fii bună, nu spune la nimeni, nu mai avem vin. Știi că nunta la evrei ținea 7 zile. Și vă mai spun câteva lucruri care nu le spune Biblia, dar le spune istoria. După 7 zile, sau în timpul celor 7 zile, dacă nuntașii nu erau tratați cum trebuie, nuntașii aveau dreptul, aveau voie să îi dea pe mir în tribunal și să-și ceară banii înapoi. Că nu au fost tratați bine la nuntă, nu. Bine că nu facem și noi ca evrei nunțile. Că am umplat numai pe la tribunale și ne-ar ceare dublu înapoi, poate. Bieți miri. Vă dați seama, în criza asta, în situația asta, au zis, nu mai avem vin. Ce facem? Se duce nunul la Iisus și zice, Doamne, nu mai avem vin. Ce facem? Vedeți vedrele acestea? Le-a spus Iisus, da. Luați găleți cu apă și umpleți vedrele până sus cu apă. Nunul a zis, ăsta nu e normal. Păi cum adică să punem apă? N-au de bine, noi n-avem vin, n-au vin ne trebuie, nu apă. Ce, cum adică să punem noi apă în vedre? Păi de ce le dăm apă acum? Predicăm apă și bem vin sau ce? Se duc chiar la Maria. Auzi, eu nu știu ce e cu feciorul ăsta tău. Dar cred că nu ne-o înțeles bine. Noi am spus că nu mai avem vin. Și ne-o zis că să punem apă în vedre. Adică în recipientele alea mari. Tu ce zici? Ioan capitolul 2, versetul 5. Pune-l bine acolo pe ecran să se vadă. Poți? Auziți? Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Adică nu contează, mă, că nu înțelegeți. Nu contează că nu-i logic. Fă ce-ți spune Domnul Iisus. Îți spune Dumnezeu ce să faci? Frate, cât te mai joci cu el așa? Hai că te las. Să faceți tot ce vă va zice. Ce vă va zice el? Păi nu mi se pare logic să iau apă și să pun în vadră. Mă, nu ți se pare logic. Dar dacă Dumnezeu îți spune să faci lucruri ilogice, Dumnezeu depășește rațiunea umană. Vrei să vezi o minune? Păi minunile nu se întâmplă în logică. Minunile se întâmplă ilogic. Nu? Păi să te duci, să te apropii de un orb, să scuipi pământ, să frămânți pământul și să, după ce l-ai frământat și ai făcut tina aia, să-i ungi ochii. Ți se pare logic? Păi zice, așa ceva e o nebunie. Nu-i logic. Însă așa a ajuns să vadă orbul.
Așa au ajuns cei din Cana să aibă vin în vedre și să se trezească după vinul lui Iisus toți nuntașii îmbătați, chiar și nunu. Pentru că zice la un moment dat nunu, ascultă-mă bine, mă mire, mă, ce faci? Tu vrei să strici obiceiul? Păi noi dădeam vinul cel rău înainte. Nu, îl dădeam vinul cel bun înainte. Și vinul cel rău îl dădeam la urmă, după ce erau beți, că după ce-s beți nu mai știu ce beau. Dar tu ai schimbat obiceiul, vinul ăla rău l-ai dat înainte. Și vinul ăsta bun îl dai la urmă. Pentru că vinul lui Hristos i-a trezit, nu i-a îmbătat. Și le-a schimbat obiceiul. Când faci ce spune Dumnezeu, vei vedea minunea lui Dumnezeu. Ce ne spune Dumnezeu în 1 Petru 5 cu 7? Vreau să vă întreb, sunteți stresați? Sunteți sau nu stresați? Ați auzit de ce spune 1 Petru 5 cu 7? Și aruncați asupra lui toate? Eram tare îngrijorat acum 2 săptămâni. Am primit un telefon de la soția mea și era cât pace să mă întorc în Statele Unite. Noroc că era noapte și n-am reușit să vorbesc ca să schimb biletul cu nimeni. Însă noaptea aceea m-am pus și m-am rugat și am zis, dacă nu schimb tu lucrurile, Doamne, eu nu pot să fac nimic decât să mă întorc înapoi în Statele Unite. Și după noapte, nu am spus că toată noaptea m-am rugat, dar după o rugăciune din toată inima înaintea lui Dumnezeu, dimineața când m-am trezit, am sunat-o pe soția și am întrebat-o, cum stau lucrurile? Parcă niciodată n-a fost nicio problemă. Toate s-au rezolvat. Pentru că atunci când nu le arunci, pune-le frumos măcar în mâna Domnului, îngrijorările tale și spune-i Domnului, Doamne, asta e situația prin care trec eu. Te rog din toată inima, Doamne. Rezolvăm problema. Cât e ceasul? Că n-aveți ceas. V-am plictisit sau nu? Bun. Mai pot să predic? În al treilea rând, în prezența lui Dumnezeu nu poți veni în orice ținută. Na, aici ai problemă. Eu, câți ați fost de aici la scăldat? Câți ați fost la scăldat? Eu cred că toți. Hai bă, ridicați mâna sus, că surorile sunt mai sincere, uite, spun, da, am fost. Nu, noi nu merem, că doar să nu se dezbrace surorile, să le vadă, nu știu ce. Da. Dar ați făcut baie, nu? Ați făcut baie. Când ați făcut baie, ce ați făcut? V-ați îmbrăcat sau v-ați dezbrăcat? Păi te dezbrăci, nu? Eu niciodată n-am făcut baie îmbrăcat, numai atunci când am căzut în bazin așa din greșeală. Dar în mod normal, când mergi să faci baie, te dezbraci. Dar ce spune aici Apostolul Ioan? Când a auzit ucenicul Petru zicând, Ioan, că este Domnul, ce să zice că a făcut? S-a îmbrăcat, că era dezbrăcat. Și s-a aruncat în apă. Oare nu e o greșeală? Știi ce îmi spune mie asta? Că înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, nu poți să mergi dezbrăcat. Că înaintea lui Dumnezeu nu poți să mergi îmbrăcat oricum. Că trebuie să ai o ținută specială când mergi înaintea lui Dumnezeu. Genesa capitolul 35, de la 1 la 15. Într-o zi Iacov, după 20 de ani, se întoarce acasă de la Laban și merge, vine acasă înspre locurile natale. Înainte să se ajungă acasă, își amintește trecând pe lângă Betel. Aici este locul unde m-am întâlnit cu Dumnezeu acum 20 de ani. Și poruncește întregii familii să se pregătească că vor merge la Betel, adică la casa lui Dumnezeu. Și când le spune că vor merge la casa lui Dumnezeu, le cere următorul lucru. Și acum, lepădați-vă idolii, aruncați-vă lănțișoarele de la gât, cerceii din urechi, lepădați tot aurul. Dar ce te-a apucat, Iacove, că 20 de ani nu ne-ai cerut niciodată asta? Da, asta vă cer, pentru că acum mergem în casa lui Dumnezeu. Și de 20 de ani n-am mai fost, dar nu putem merge oricum în casa lui Dumnezeu. Vă întreb, surorilor, fraților, e păcat să ai cercei, lănțișoare, sau nu-i păcat? Zic comuniștii asta? Zic capitaliștii asta? Sau zice Biblia asta? De ce nu-i bine pentru o femeie, pentru un bărbat, să poarte podoabe? De ce e păcat? Vă rog,
foarte mult, să deschid sau să îmi postez acolo 1 Petru 3 cu 3. Hai să vedem ce spune 1 Petru 3 cu 3. Ascultați bine ce spune Apostolul Petru, femeilor și bărbaților. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, adică de afară din lume, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Versetul următor. Ci să fie omul ascuns al inimii în curăție nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Auzi ce înseamnă preț înaintea lui Dumnezeu când vii în casa lui Dumnezeu? Pe Dumnezeu nu-L impresionezi cu lănțișoare, cu cercei, cu podoabe de aur sau cu costume, Hugo Boss. Sau, mai ziceți voi niște nume de costume, hai că voi le aveți cu brandurile. Armani. Ah. Mai știți și alta? Așa. Deci noi credem că numai... Îmi place. Trebuie să mai stau de vorbă cu tine. Vedeți, noi credem că numai cerceii și podoabele și așa mai departe, dar să știți, dacă cineva vine cu o haină ca să creeze impresie, e o problemă. Știți ce spune Apostolul Iacov? Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos căutând la fața omului. Dacă vine în adunarea voastră unul îmbrăcat cu haine scumpe, dacă vine cu... Ziceți! Voi ce ziceți? Hai, frate, în față! Dar vine unul îmbrăcat mai prost cu haine de la ce magazin? Care mai sunt la magazin de haine de aici? Ziceți voi? Așa? Și se așează aici în față, o să zici, no, frate, du-te mai în spate, că cu hainele astea tu ne faci de rușine biserica, stai în spate. Pe Dumnezeu îl interesează ce ținut avem. Și dacă ar fi singurul loc, 1 Petru 3 cu 3, dar mai sunt și alte locuri. Exod capitolul 12, de exemplu. Deuteronom 22 cu 5. Știi ce mult contează îmbrăcămintea? Auzi, de exemplu, ce spune în Deuteronom 22 cu 5. Poți să-mi pui acolo Deuteronom 22 cu 5. Îi voie femeia să vină cu pantaloni bărbătești la biserică și bărbatul să vină în fustă englezească. Ce ziceți? Despre asta trebuie să vorbim biblic. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte. Uitați ce scrie acolo. Uitați-vă bine la versetul ăla, că nu e al meu. E al Scripturii, pe care îl respect. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească. Vorbim de casa Domnului. Țineți minte, nu că mergi în parc, trebuie să mergi în fustă. Nu vorbesc despre asta. Vorbim de prezența lui Dumnezeu, de casa Domnului. Să fim bineînțeleși. Să nu credem cineva că suntem habotnici. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femești. Căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune. Unde? Înaintea Domnului Dumnezeului său. Amin? Asta spune Biblia, frați și surori. Dacă noi respectăm ce spune Dumnezeu, vom vedea slava lui Dumnezeu. Știți de ce în Isaia 6, versetul 1 și 2, ni se spune despre acei serafim care doar două aripi foloseau să zboare. Ei aveau șase aripi, dar cu două și-acopereau fața, cu două și-acopereau picioarele și doar cu două zburau. Și-acopereau fața pentru că nu fața lor trebuia să strălucească, ci prezența lui Dumnezeu. Își acopereau picioarele pentru că știau că în prezența lui Dumnezeu nu pot să meargă oricum. Și doar cu două zburau ca să dea slavă lui Dumnezeu în jurul tronului de har, tronului puternic, tronului lui Dumnezeu. De asemenea, în casa Domnului, nici măcar să nu vii cu haine murdare, cu haine care miros. Exod, capitolul 19, versetul 10. Dumnezeu se coboară pe muntele Sinai și vrea să stea de vorbă cu poporul. Și îi spune poporului în felul următor, prin Moise, sfințește astăzi și mâine și pune să-și spele hainele. Acum nu-i cazul la noi, că aici în Germania bănuiesc atât de ușor mașinile spălat, spală și uscă de numai. Nu? Nu cred că e cazul.
Dar știți că pe vremea noastră unii erau atât de habotnici că frații care mergeau la biserică, dacă aveau haine curate sau papuși curați, iertați-mă că vă spun, dar undeva prin Bihor am auzit treaba asta, că mergeau și dacă dădeau peste un bălegar de vacă, își murdăreau pantofii ăia sau opincile alea în bălegarul de vacă și mergeau în biserică și miroseau a bălegar de vacă numai ca să arate că-s meriți. Deci asta este o prostie, iertați-mă. Dumnezeu ne dă și înțelepciune. Trebuie să venim curați în casa Domnului. Nu încerca să dai cu spray peste transpirația care o ai, că se transformă în, era să zic, putoare. Da? Deci spray-ul nu ține loc de duș. În fața lui Dumnezeu trebuie să vii curat. Și ultimul lucru, ca să nu vă mai țin prea mult, în prezența lui Dumnezeu nu te duce cu mâna goală. Niciodată. Auziți ce spune Domnul Iisus lui Petru și ucenicilor? Auziți, ce e interesant acolo? Zice că Iisus avea pește prăjit, nu pus pe jăratic. Dar Iisus nu ia din peștii lui să le dea ucenicilor să zică, haideți să mâncați. Știți ce le spune Iisus? Aduceți din peștii care i-ați prins. Aduceți din peștii voștri. Peștii voștri o să-i punem pe jăratic, o să-i prăjim și din peștii voștri mâncați. Știți ce îmi spune mie asta? Că în prezența lui Dumnezeu nu te poți duce cu mâna goală. Vin unii la biserică, ce să dau eu la biserică, bă? Ce să dau eu la ăla, la ăla? Bă, nu știu, să înțelegem o dată clar. Când dai la biserică, dai Domnului. Ce face ăla sau altul cu banii, Dumnezeu îl va judeca. Ascultați ce vă spun. Niciodată n-am făcut din slujba asta un venit. Am făcut o vocație și nu o profesie. Și pentru asta Dumnezeu m-a binecuvântat. Mulțumesc lui Dumnezeu. Trebuie să dăm la casa lui Dumnezeu. Păi eu zic că trebuie. Pentru că oamenii care nu dau la casa lui Dumnezeu nici nu au. În Hagai, capitolul 1, versetul 2, versetul de la 2 la 9, spune așa omul lui Dumnezeu. Mă uit la voi și mi-este milă, zice Hagai. Pentru că voi ziceți că nu a venit vremea ca să-mi zidiți casa Domnului. Dar casele voastre au venit vremea să le faceți. Casele voastre sunt case frumoase, sunt case căptușite, case așa, case... Și zice, când e vorba să dați Domnului, nu dați nimic. Și vreți să vă spun de ce n-aveți binecuvântare, zice Hagai. N-aveți binecuvântare pentru că nu dați casei Domnului. Tot ce strângeți, puneți ca într-o pungă spartă. Oricât aduni, mătănai. Muncești din greu, ai două, trei geaburi. Și vezi, mă, faci bani și nu-ți ajung banii până la sfârșitul lunii. Și ei se întreabă, oare de ce? Și Dumnezeu le răspunde, pentru că căutați să mă înșelați. Pentru că nu dați la casa mea și n-aduceți la casa mea ca să fie belșug în casa mea. Și văduva, săracul și cei care ar trebui să aibă, n-au, pentru că voi sunteți zgârciți. Și nu dați casei lui Dumnezeu. Maleah, capitolul 3, versetul 10. Așa de frumos vorbește Maleahie și spuneți, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuiele. Știți, la noi, la pocăiți, la penticostal, atât de pocăiți suntem că nu vrem să dăm nici zeciuială. Și să vă spun, zeciuiala se dă la casa lui Dumnezeu. Nu-i zeciuiala aia, când am întâlnit frază, ce eu nu dau zeciuiala tată la biserică, că parte din zeciuiala o dau la săraci. Frați și surori, zeciuiala nu se dă la săraci, zeciuiala e partea Domnului. Asta spune Biblia, nu vă spun eu. Puteți, duceți-vă acasă, citiți Biblia, analizați-o cum vreți. Zeciuiala se dă la casa Domnului. La săraci se face bine, îi facere de bine. Banii care vrei să-i dai la săraci, îi dai că vrei tu să faci un bine. Vrei să faci un bine unui năcăjit, dă-i cât vrei tu, dă-i mai, nu-i dai zeciuiala la sărac. Că poate săracul are mai, nevoie mai mult decât zeciuiala. Dar casa Domnului, deci la casa Domnului, așa spune Biblia, să aduci zeciuiala. Adică ai făcut 100 de euro, ăia 10 euro de acolo sunt a casei lui Dumnezeu. De câte ori n-ai mâncat și n-am mâncat eu ăia 10 euro și nu i-am dus la casa Domnului, Domnul să ne ierte. Domnul să ne ierte. Iar cei peste zeciuială, dacă tu vrei să dai la un sărac, dă. Îi facere de bine. Ucenicii în Noul Testament nici n-au mai... Nu că au și trecut de zeciuială. O zis fiecare să dea cât a hotărât în... Dar ei deja știau de zeciuială. Ei au trecut de zeciuială. Pentru că au dat tot. Spune că au pus tot la picioarele apostolilor.
Eu nu vă spun asta pentru că așa eu vin și plec. Mie și așa nu-mi dați salar. Și nu știu dacă aveți vreun slujitor plătit aici, aveți? Nu, no, vai ce pocăi sunteți. Să vă ierte Domnul. Noi credem că e păcat să plătim. Știți ce a zis David în 2 Samuel 24 cu 24? Lui Aravna. Nu vreau să aduc Domnului o jertfă să nu mă coste nimic. Vrem să venim la biserică să auzim cum cântă ăștia fain, dar nu le-am cumpărat o chitară, că e păcat. Vrem să auzim predici, dar să nu le dăm nimic, nu? Să meargă la lucru. Frați și surori, Dumnezeu să ne ajute să ne maturizăm spiritual. Să n-aduci niciodată o jertfă să nu te coste nimic, să fii numai un consumator de programe, un consumator de slujbă și tu să nu dai nimic. Lasă că dau ei, dă-i ăia din comitet, că ei au. Ei vor da, pentru că lucrarea Domnului trebuie să meargă înainte. Însă tu ce răsplată o să ai la urmă? Vorba unui frate care și-a dat haina lui, unuia care mai plăcea să bea. Și altul s-a apropiat de el și a zis, frate, dar de ce ai dat haina cea mai bună de pe tine, i-ai pus-o, că ăsta-i bețiv, ăsta mâine vinde haina. Auzi, frate, zice, eu nu i-am dat-o lui, eu i-am dat-o Domnului Iisus. Facă el ce-o vrea să facă cu ea. De câte ori am dat, Dumnezeu m-a binecuvântat. Și de câte ori n-am dat și am ținut pentru mine, nu m-am pierdut. Alegeți voi ce vreți să faceți. Iată patru lucruri, mai le țineți minte, cu care trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Hai, repete-le că tot le-ai scris. Care e primul lucru? Zi tare, tare! Primul lucru e să venim sinceri înaintea Domnului. Doi, în prezența lui Dumnezeu să faci ce spune Dumnezeu. Trei, în prezența Domnului nu poți veni cu orice ținută, sper că v-am convins. Și? Să nu vii cu mâna goală. Facem colecta în seara asta. Mâine, ca egiptenii, mai vrem o noapte cu broaștile. Haideți să cântăm. Dumnezeu să lucreze. Frate, sau care conduceți?